Nu mă gândesc la viitor. Va veni el oricum. Un intelectual rezolvă problemele. Un geniu le evită. Sufletele mari au întâlnit întotdeauna opoziție din partea minților mediocre. Dacă vrei să duci o viață liniștită, ancorează-te de un scop, nu de oameni sau obiecte. Le sunt recunoscător tuturor celor care m-au refuzat în viață. Datorită lor am reușit pe cont propriu. Dacă cineva n-a greșit niciodată, înseamnă că n-a încercat să facă nimic nou. Este mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. O întrebare care mă lasă în ceață. Sunt eu nebun sau sunt toți ceilalți? Orice prost știe. Scopul este să înțelegi. Important este să nu te oprești niciodată din a-ți pune întrebări. Viața e ca mersul pe bicicletă. Ca să-ți menții echilibrul, trebuie să te miști în permanență. Cea mai frumoasă și mai profundă trăire omenească este misterul. Nu putem rezolva problemele folosind același tip de gândire pe care l-am folosit atunci când le-am creat. Nu încerca să fiu un om de succes, ci un om de valoare. Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți. Sunt două feluri de a-ți trăi viața. Unul, de a crede că nu există miracole, altul, de a crede că totul este un miracol. Mă interesează ce gândește Dumnezeu. Restul sunt detalii. Dacă nu poți explica ceva unui copil de 6 ani, atunci nici tu nu ai înțeles. Logica te va duce de la A la Z. Imaginația te va purta dincolo de limite. Viața însăși este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă să o trăiești ca pe ceva magic. Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală. Valoarea unui om rezide în ce dă el, nu în ceea ce este capabil să primească. Adevăratul semn al inteligenței nu este cunoașterea, ci imaginația. Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut și ți se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră și ți se va părea un minut. Aceasta este relativitatea. Dacă oamenii sunt buni doar de frica unei pedepse sau în speranța unei răsplate, atunci suntem într-adevăr o adunătură jalnică. Nu renunța la visele tale. Continuă să dori. Cei care au privilegiul de a ști au datoria de a acționa.